Actrița Anne Hesh, cunoscută din capodoperele Dani Brasco și Psycho, a fost deconectată ieri de la aparate la o săptămână după ce a intrat cu mașina în gardul unei case, iar apoi a luat foc. Moartea ei a fost anunțată de prietena sa Nancy Davis pe Instagram și confirmată de familie pentru presa internațională. Actrița actriță Anne Hesh din capodopera Doni Brasco, filmul a ajuns la final. Aceasta a fost declarată moartă după ce a fost deconectată de la aparatele care au ținut-o în viață în ultimele zile. Actrița fusese internată la Grossman Burns Center din cadrul spitalului West Hills, la nord de Los Angeles. Inițial, apropiații actriței au confirmat că se află în moarte cerebrală după ce a suferit un grav traumatism cerebral anoxic. Mai apoi a fost ținută sub aparate de respirație artificială, dar doar pentru a se stabili dacă organele sale sunt viabile pentru donare. Poliția a declarat că investighează dacă Hash era sub influența băuturilor alcoolice în momentul incidentului, în urma unei recoltări de sânge, dar că sunt necesare teste suplimentare pentru a exclude orice substanță care a fost administrat în spital. Hash s-a izbit cu mașina sa de o casă din zona Marvista, din Los Angeles, în apropiere de propria locuință, în plină viteză. Coliziunea a provocat un incendiu care a avut nevoie de o oră pentru a fi stins, potrivit rapoartelor. Anne Hash, în vârstă de 53 de ani, este o veterană a televiziunii și a filmului. A devenit cunoscută la sfârșitul anilor 1990 ca parteneră a lui Ellen DeGeneres, dar mai ales pentru rolurile sale din filme precum remake-ul filmului Psycho, Donnie Brasco și Cedar Rapids.